suntem teledependenți de televizor, am putea fi teledependenți de telemedicină. Am auzit de proiectul ăsta, am lucrat și eu pe un proiect asemănător. Câteva companii din România încearcă să aducă medicul mai aproape de om din mai multe motive. Unul, să mai rezolve treaba cu timpul, mai ales pentru afecțiunile mai puțin grave. Doi, costurile. Trei, să mai scăpăm de automedicație. Căci, după cum știți, noi românul, avem sertarul cu pastiluțe la care apelăm de cele mai multe ori exact cum se făcea extragerea la bingo. Adică... Ha! Dar cu apă, ține-te de nas că-ți trece. Adina ne vorbește despre un proiect de telemedicină și ne dă idei, dar mai ales să ne ajută să ajungem repede la un medic care chiar se pricepe. Bună dimineața, Adina, dă-ne detalii. Bună dimineața! Dacă la nivel internațional telemedicina există deja de 25 de ani, iată că în România în ultimii ani se fac încercări, se fac deocamdată proiecte la nivel de stat pentru a implementa telemedicina, însă companiile private au luat-o puțin înainte și au reușit să implementeze astfel de servicii și chiar acum vreau să vă vorbesc despre un astfel de proiect al unei companii private care le oferă angajaților acest serviciu de telemedicină. Pentru că, o arată cifrele, amânăm vizita la medic, atât pe plan mondial, 67% dintre persoane amână să meargă la medic, iar în România stăm chiar mai rău decât atât. 4 din 10 români nu au fost deloc anul trecut la medic și mai ales vorbim despre cei din mediul rural. Alături de mine am un pacient cât se poate de real, să știți, este un domn care a apelat deja la telemedicină, are acest serviciu oferit de către compania la care lucrează. Marius Constantinescu, lucrezi din domeniul brokerajului, iată, înseamnă că stai foarte mult timp la birou și nu ai timp să mergi la medic. Bună dimineața! Ce faci când te simți rău? Bună dimineața! Când ai un job atât de încărcat, este mai greu să te programezi, să ajungi efectiv la o clinică. Ca și beneficiu care mi-l oferă compania, am o asigurare de sănătate, unde pot merge oriunde pe teritoriul României și în Uniunea Europeană și în Turcia, dar suplimentar, complementar acestui pachet, am un serviciu de telemedicină. Am o aplicație interactivă și am două variante. Înainte de a merge la un medic într-un cabinet, accesez serviciu prin această aplicație sau prin telefon. Sunt niște întrebări interactive cu asistentă. Ulterior te sună un medic și îți face o anamneză. După care ești direcționat, dacă problema ta e mai gravă, ești direcționat către o anumită specialitate, ți se spune mergi la gastroenterologie sau ți se dă, spre exemplu, câteva medicamente, câteva remedii care să-ți amelioreze starea. Pentru mine personal are sens acest lucru, deoarece scutesc un timp în a mă prezenta efectiv la o clinică. Și bani, pentru că este mult mai ieftin decât să apelezi la o consultație offline la cabinetul medicului de familie sau, de ce nu, al specialistului. Da, o consultație în privat, din ce am văzut, costă undeva cam la 300-370 de lei, iar serviciul de telemedicină este mult mai ieftin, plus că în cam 40% din probleme se pot rezolva prin telemedicină, fără să fie nevoie să mergi efectiv într-un cabinet, cum sunt răcelile sau reacțiile alergice sezoniere, se pot rezolva prin telemedicină. Ți se dă un remediu și dacă te simți bine, evident, nu mai are rost să mergi fizic într-un cabinet. Te las să apelezi medicul pentru că mi-ai spus că tu chiar ai o problemă, deci nu este nicio simulare aici și vreau să profit de timp să vorbim cu Alexandra Durbacă, directorul executiv al acestei platforme. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Cine poate avea acest serviciu de telemedicină și cât costă? Acest serviciu de telemedicină se adresează companiilor, dar și persoanelor fizice și prețul unui pachet de telemedicină, consultații nelimitat, pornește de la 15 lei pe lună pentru companii și de la 30 de lei pe lună pentru persoane fizice. Este important acest serviciu pentru că poate să facă diferența dintre a merge sau nu la medic. Mai ales în sate, cred că un astfel de serviciu ar fi benefic, dar așteptăm desigur ca autoritățile să implementeze un astfel de serviciu. Sau aveți de gând să-l faceți accesibil și persoanelor din mediul rural? Și persoanele din mediul rural pot avea acces la acest serviciu.
Prețul este unul foarte bun și partea mult mai interesantă este că și membrii familiei sunt acoperiți de acest pachet. Deci dacă unul dintre părinți are acest pachet, medicină, el poate fi accesat și de celălalt adult, dar și de copii. Și acest lucru este foarte important, pentru că practic în 15 minute ai acces la un medic pediatru, oriunde te-ai afla, fie că ești într-o zonă unde nu ai acces la medic, poate ești pe hotare.